prin înțelepciunea păstorilor săi, în timp, vorbim de secole, de-a rândul, a fost așezat postul cu multă grijă pentru fiecare categorie de oameni. Astfel că avem mai multe feluri de post, așa cum ne învață și pe noi cărțile bisericești și de teologie, există postul cel mai aspru, îngăduit în primul rând și recomandat monahilor și celor care trăiesc o viață ascetică, anahoretică mai înaltă, numit ajunarea, când cel puțin pentru 24 de ceasuri nu mănânci și nu bei nimic. Poate dura o zi, poate dura, după experiența ascetică, multe zile la rând, fără să simți vreo îngreunare a trupului, fără să te îmbolnăvești, fără să-ți fie rău, pentru că el este împletit cu rugăciunea și cu osteneala trupului prin lucrul mâinilor. Însă, cei care nu au astfel de experiență, care s-a început sau care nu înțeleg de ce ar trebui să facă acest lucru, nu sunt chemați spre astfel de postire înaltă. Apoi este postul negru, care presupune ca de la răsăritul soarelui, deci de când te trezești și până la sfințit, să nu mănânci, să nu bei nimic. Acesta se numește în popor postul negru sau hirofagia, cum îi zic grecii. Acest post presupune ca până atunci să nu mănânci, iar după aceea, deci după sfințitul soarelui, să mănânci uscat, deci nu gătit, fără ulei, fără să fie nimic gătit. Se mănâncă semințe, fructe, legume, o salată ușoară sau lucruri foarte ușoare, frugale, pentru a nu îngreuna trupul. Acesta este recomandat în mod deosebit mirenilor în prima și ultima săptămână din postul mare și chiar și în această perioadă, în prima și ultima săptămână din postul nașterii Domnului. Apoi avem postul obișnuit în care se îngăduie celor credincioși să postească mâncând mâncare de post. Mâncare de post înseamnă legume, înseamnă fructe, înseamnă fierturi, supe, ciorbe și lucruri asemenea. Nu înseamnă surogate ale preparatelor de care de bună voie te-ai lipsit. Alimentația de post trebuie să fie firească, precum firească ar fi și nevoia de a posti. Atunci când omul înlocuiește carnea fizică de care s-a lipsit farfuria lui cu o altă apariție a cărnii, o închipuire a cărnii și ca proteine și ca aspect, atunci el nu s-a lipsit de însușirea acestei nevoi. Adică el a rămas cu nevoia, cu pofta de a mânca acel preparat, pe care nu l-a obligat nimeni să-l lase deoparte, ci el de bună voie s-a lipsit de aceasta cu gândul la Dumnezeu și la nevoia lui de a fi mai aproape de Dumnezeu. Postul cu dezlegare este recomandat celor care au nevoie specială de atenție și de o hrană, de o alimentație aparte. De pildă, bătrânii, cei în vârstă, dar care sunt bolnavi, pot posti cu dezlegare, pentru că în sine boala, suferința este un canon, este ca o luptă, ca o steneală în sine. Și atunci jertfa lor, pentru că postul este și o jertfă, este împlinită de rezistența, de răbdarea în suferință, de rugăciunea pe care o fac și de postul pe care îl țin oricum, chiar și împotriva bolii lor. Și cel care vrea să postească, află că poate să postească, fără să-și chinuie trupul, fără să se îmbolnăvească în plus, să-și adauge un plus de suferință, ci dimpotrivă, de multe ori este chiar îndreptat spre vindecarea lui. Iar cei care sunt copii în creștere, copii mici, începând cu vârsta de 7 ani, copii care sunt la școală, elevi sau chiar și mai aproape de vârsta studenții pot posti aflându-se într-un efort susținut intelectual sau fizic prin activitățile școlare sau sport sau mai știu alte activități susținute sau chiar bolnavi află că pot posti fără să se lipsească de bucuria aceasta și din potrivă să afle folosul postului primind îngăduință să postească în felul acesta mâncând lapte, brânză, ouă, postind miercurea și vinerea ca toți ceilalți, în rest să țină această dezlegare și li se consideră post. Că iată, în fără de legi m-am domislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit
cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase văroasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și dur drept tănuiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine.